Am prins cu video la țaparină. Țepii veninoși. Nu cred. Se aude cum sfârie? Am un frate bestial. Salutare marinarilor și bine v-am regăsit pe canalul meu de YouTube. Astăzi am ieșit în larg. În sfârșit, condițiile meteo sunt superbe și marea este dreaptă și ne-a permis să ieșim în larg. Astăzi nu mai sunt singur, sunt împreună cu doi prieteni. Cu Liviu. Salut marinarilor. Și cu Alex. Salut marinarilor. Și ieșim în larg să vedem dacă reușim să prindem un pește sau dacă nu mergem în mală spre pescărie și intrăm în apă, vedem ce putem să facem pe acolo. Poate scoatem o scoică, poate o rapară, nu știu. Vedem ce ne rezervă ziua de astăzi. Din nefericire, vreau să vă zic și că marea până acum a fost foarte, foarte urâtă și a luat și tribut un pescar, un pescar de 69 de ani. Din nefericire, nu s-a mai întors la mal. A ieșit în larg, s-a dat alarma în jur de ora 2 și nu a mai fost găsit. I-a fost găsită barca acum 2 zile, dar pe el încă nu l-au găsit echipele de căutare. Pescarul avea 69 de ani și era vechi în domeniul ăsta, ieșea foarte des, cunoștea foarte bine marea, cunoștea foarte bine zona în care ieșea, dar din nefericire a făcut 3 greșeli foarte, foarte mari. Prima e că a ieșit singur, cu o barcă foarte, foarte mică de 2 metri. A doua greșeală, că nu a avut nimic de siguranță, el nu a avut vestă, nu a avut colac, nu a avut absolut nimic, nimic de să-l salveze sau măcar să țină aproape până ajungă echipele de căutare. Iar din punctul meu de vedere, cea mai mare greșeală, ultima, este aceea că nu a verificat condițiile meteo. Vântul a bătut cu peste 40 de km la oră, practic cu bărcuța aia de 2 metri nu a avut nicio șansă. Așa că, indiferent cât de vechi sunteți în domeniul ăsta și cât de des ieșiți pe mare, luați-vă măsuri de siguranță, verificați condițiile meteo întotdeauna, pentru că este cel mai important lucru pe care trebuie să-l faceți. Și, în general, dacă trece vântul în rafale de peste 30 de km la oră, nu mai ieșiți, stați acasă, cel mai bine. Astăzi, după cum vedeți, e perfect, perfect. Practic este prima zi de vară, în sfârșit pot să numesc asta, prima zi de vară. Am aruncat deja o lansetă la trenă. Bineînțeles că o să testez mereu apele aici, în zona asta, cu lansetele mele și cu wobblerele mele. Până în toamnă nu cred că o să am șanse să prind ceva, dar o să încerc în continuu. Uitați cum e marea. Superbă, superbă. Acum s-ar vedea extraordinar de fin dacă ar apărea delfinii. Dar nu văd nici urmă de ei. Și apa pare foarte bună, limpede. În schimb este foarte, foarte rece, apare undeva la 14 grade. Nici o șansă să fac baie fără costum. Așa că dacă cumva o să facem baia astăzi, o să mergem undeva în zona aia de acolo, de la pescărie, foarte, foarte departe de aici. Ne băgăm acolo la adăpost și punem costumele pe noi și intrăm în apă, să vedem dacă vedem vreun peștișor ceva sau dacă e apa limpede sau nu. Aici pare bun. Mai mergem cam un kilometru jumate în larg și o să încercăm să dăm și la pește. Vedem dacă a prudut domnul Stavide. Dacă nu, o să încercăm chefalul în mare. Avem două opțiuni azi, stavride sau chefal. Da, ne-am apucat să dăm la pește. Încercăm stavridele, suntem pe 10 metri. Deocamdată nici urmă de pește. Dacă nu prindem nimica, mergem mai în larg. Mai mergem un kilometru, doi. Și mai încercăm și acolo. Oho, îmi trage, îmi trage, gata, în sfârșit. Se pare că am agățat primii pești din barcă pe anul ăsta. Eu și am prins, să vedem. Nu se poate! Am prins un gufide. Nu-mi doream treaba asta. Vreau să prind și un stavride. Am prins gufide la țaparină. Minus 2 puncte am luat la faza asta. Dacă era apăcată, trebuia să rămână apă, știți, nu? Da. Ce Liviu am prins, nu, nu se poate. Stavridarii guvidari, ia uite. Pa, să fiu al naibii, ia uite mă ce am făcut noi.
Nu se pune, nu se pune asta. Da, se pare că iar am luat ceva. Dacă e tot guvile, m-am scos. Și pare tot guvile că e greu. Ba, nu e guvile. Nu e guvile! Aoleu! Nu cred! Nu cred! Nu cred! Ăștia-i căutam, fraților, de atâta timp ăștia-i căutam. Ia uite, bă, băiatule, țaparina plină, mă. Wow, în sfârșit. Uf, 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 uf. Ăștia-i căutam, avem ce friptură să facem acum. Uf, dacă mai prind încă o țaparină de asta, tabla sfârie. Ba da. Parcă se mișcă puțin așa când scot. Da, mă, era doar plumb. Și ăla. Nu știu dacă se pune plumbul, dar măcar am ceva. Aruncă bali. Aruncă în față. Aruncă pe aici. E aici? Da. Aruncă. Ia să vedem. Aruncă, uite, uite la bătrânul meu. A, ce să treacă. Las-o până jos de tot. Da, este. Nu grăbi. Dacă agăți unul, las-o pe loc. Eu am luat-o pe asta. Și plumbul la bombeu. Da, gata, a început să ia așa. Oho, Alexu! Uite-l pe Alexu! Oh, aleu. 6 bucăți, 5 bucăți. 4 bucăți. 4, 3, 2, 1, mai dă cineva ceva? Mi-am scos mâncarea acoplită. Hai să vedem dacă avem ceva, scoatem și noi acum țaparina. Avem și noi, avem Bravo. Și noi. Oh, bravo, 3 bucăți. Bine, bine, ceau, 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 ceau. Scoatem iar țaparina, avem peștele. Bun! Mix! Jighimelele! Jighimelele, băloșii au venit la mine. Mix! Doi într-unul. Ce faceți, mă, băieților, mă? Norocul lor că nu-mi plac. N-au gust bun. O să-i mâncăm și pe ei dacă îmi dăm special la fede. Acum, dacă dăm la stavede, nu ne interesează altă specie. Așa că oprim, trec stavrizii. Da, vă spuneam mai devreme că încă îl caut pe pescarul acela care a dispărut acum câteva zile. Nu știu dacă vedeți în depărtare încolo, elicopterul de la Smurd încă survolează zona și îl caută. Exact aici este zona, la 3 km jumate de mal, unde s-a găsit barca. Barca era ancorată. Sperăm să-l găsească cât de curând. E dragon de mare. La grijă. Mai dragon. Ai patentut? Doar ce a prins Liviu acum. Un dragon de mare. Atenție foarte mare, pentru că ăsta este cel mai periculos pește din Marea Neagră și nu că ar fi cel mai veninos, dar a făcut foarte multe victime prin 2010. A stat aproape de plajă și foarte mulți turiști au pus mâna pe el. Are niște țepi aici. Și practic ajungi la spital imediat. Așa că dacă prindeți cumva peștele ăsta, atenție mare, nu puneți mâna pe el. Încercați să-l scoateți cu un patent, cu ceva, sau dacă nu să aveți o cârpă, vedeți cum s-a înfăiat, țepii ăștia de aici sunt veninoși. Liviule, norocul tău. Spor la treabă. Spor la treabă. Descurcă-te. Se observă țepii veninoși. Deci atenție mare, seamănă cu un guvide, mulți sunt păcăliți din cauza asta, pentru că chiar are aspectul unui guvide, este puțin mai colorat, dar dorsala asta de sus este foarte venenoasă.
Alexu, a prins Alexu. Aude-l pe Alexu. Lasă, de ce scos mă valiul? Și eu ceva, dar ce e așa greu, că nu mi-a tras deloc. Ai 10 cârlige. Nu, 6. Am înțeles. Eu am mai abuzat cu 6, nu am... Am înțeles. Noi nu avem 10, noi nu suntem așa comerciali, știi? Trebuie, că e rar cumprinsă. Păi da, dar uite, mi-a tras deloc și s-a umplut asta, uite, și nu mi-a tras deloc. Bă, uite, ce nebun, s-a amorțit de frig. Oh, wow! Dă-i! Trage, ia uite-l cum trage. Gata, o scoatem. E bun, avem 3 bucăți. Avem 3 bucăți, așa ne-a semnalat de jos, ne-a dat stație. Venim 3 sus. Bă, ce? Uite, unul am pierdut, a rămas cu 2. Și exact la Baros. Da, bă. Să știți că erau 3, n-am mințit. A scăpat unul pe drum. Și acum, uite-l. Acum am 6 bucăți, mi-a dat stație. Eu am 6 cărlige, 6 trebuie să am în țaparină. Hai să fie 5, hai să fie 6, ia să fie. Are 5 livre. 5 livre, ia uite-l. Păi n-am decât 5 cârlige, mă. Am avut unul la jartă, mă, și am 3. Eu n-am decât 5 cârlige. Ăștia au stația defectă, mă. Unul l-am pierdut atunci când am fost spălar cu tine. Alex, m-a prins. Ia uite, trage și mie. În timp ce dau la vâlgări și caut alte specii de pești, stavridul se înțeapă singur. Mai frumos de atât ce poate să fie, frate, și nici nu pleacă, înțelegi? Ia uite aici, foarte frumos goblerusul. Și ia să vedem cât stavrizi au venit la comandă. Ia. Da, sunt. 4 bucăți. 4 bucăți. Numai 4? 4. Ia să-i vedem. Se putea și mai bine. 5. 5, stația a fost greșită iar. 5 bucățele. Superb. Superbă vreme. Superbă zi. Da, închei partea de pescuit la stabile. S-a pus puțin și vântul, deja încep să apară berbecii. Așa că retragem undeva la mal. Poate intrăm în apă, poate facem stabilele, vedem ce este. Uite că am prins și o bacalea, ca să măresc și eu. Ce? Nu pun mâna, e bacalea, mă, nebună. E bacalea? Seamănă cu dragonul de mare, dar nu e dragon, e bacalea. Așa că asta nu e nicio problemă, nu o iau pentru că e foarte mică. Și specia mea de astăzi, pe listă, este doar stafetul, așa că îi dăm drumul. Gata, ne îndreptăm spre mal. Și cât mergem spre mal, o să mă apuc să curăț câteva stavrizi, să-i facem pe tablă. Asta e captura de astăzi. Așa că o să curăț câteva stavrizi, să-i punem pe tablă, să-i mâncăm. Hai să vedem ce iese. Da, din nefericire s-a fost vântul foarte, foarte tare. Am încercat să ancorăm aici, în dreptul plajei de la Flora. N-am avut nicio șansă. Vântul prea puternic și ne împinge, nu ține ancora. Așa că mă lasă în jos, că iar bineînțeles e vânt, marea se montează foarte, foarte repede. Ați văzut cât de frumoasă era mai înainte, era dreaptă și acum s-a pus vântul foarte, foarte urât. O să încercăm să mergem în alt dig, cel de la pescărie, poate ne ține pentru că e în sud, în sud-est acum, și încercăm să mai acustăm și acolo. Dacă nu reușim, plecăm spre casă. Așa că marinarilor, mai facem o încercare. Marinarilor, am pregătit stavridele, l-am curățat. E gata de pus pe tablă. Punem niște sare, am dat drumul la ragaz, o să punem niște sare mare și facem trei pe tablă. Deja am început să sfârie. Asta e treaba, arată super bine. Ia să vedem. Da?
Nu știu dacă v-am făcut poftă sau nu. Dar eu deja sunt mor de foame. Fac? Da. Ce? Nu faci? Filmezi? E filmează, da. Ce fac? Fac eu. Asta e. Se aude cum sfârie? Mai are puțin și e gata. Marinarul ăsta e primul stabil. Dar frice, frice cam. Cam tare. Știți cum fac aia când vă dau doamnă de aia cu mâncare și nici nu apucă să vânde? Mamă, frate, e bestial. Mor pe aia, frate, când îi văd pe aia, nici nu... Bă, băiat, dar nici nu a costat puțin și... Mamă, cum e? Prima porție e gata. Ne apucăm de a doua porție, pentru că nu ne ajunge clar o singură porție la 3 lupi. Așa că o devorăm pe asta și ne apucăm de a doua porție. Mă rog. Cineva n-a sabotat și ne-a furat peștele. S-a dus. Cormoranii lui Daia, da, ne-a furat peștele. Vine a doua bucată acum. Sunt aproape gata. A doua porție, ne apucăm de ea. S-a făcut și a doua porție. Ce peisaj, nu? Gata, mai noi ne apucăm de treabă să mâncăm. Bagă liniște. Marinarilor, cam asta a fost excursia noastră pe mare. Astăzi am prins pește, l-am gătit, a fost super. Trebuia să intrăm puțin în apă, dar din cauza vântului iar n-am intrat. Sper că mâine să pot intra. Băieții deja s-au apucat să scoată ancora și ne-am îndreptat pe portul tot să plecăm acasă. Așa că ne vedem data viitoare. Vă salut și aveți grijă de voi.